fata noastră s-a dus la pocăiți și s-a pocăit. Au stricat-o oamenii aceia de cap. Nu știu ce i-o fi făcut pocăiții aceia, dar nu mă mai ascultă, domne. I-am spus să nu se mai ducă acolo, dar ea se duce tot mereu, zice că l-a găsit pe Iisus și acum zice că e fericită. Oare ce i-o fi făcut pocăiții? O fi vrăjit-o? Ce i-o fi făcut? Că nu înțeleg. Of, 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 of! Mi-a făcut de rușine fata aceasta. Auzi, mă, s-a dus și s-a pocăit, mă. Ce-i trebuia ei pocăință la 20 de ani? Ce păcate o fi făcut fata asta de s-a prostit așa de cap, de s-a dus la pocăiți, măi, omule, mă? Cum a putut să facă ea una ca asta? Ne-a făcut de rușine, măi, omule! Ce vor spune oamenii acum? Ce va zice preotul din sat? Ce va spune colegii mei de la muncă? Ce vor spune vecinii? Probabil că vor râde de noi. Of, of, of! Cum a putut ea să ne facă una ca asta? Cum a putut să mă facă de rușine? Of, Doamne, Doamne, Doamne! Da, așa este. Vor râde toți de noi și vor zice că n-am avut grijă de fată, de-am lăsat-o să se ducă cu rătăciții. Vai, ce ne-a făcut fata asta! Oh, da! Păcat de ea, că și-a închis tinerețea. Acum când viața îi stătea înainte și când putea și ea să se distreze cu prietenile ei și cu prietenii ei, s-a dus, domne, la pocăiți să se pocăiască. Nu știu ce-o fi văzut ea acolo, dar acum nu va mai putea să bea un pahar de vin cu noi. Nu va mai putea să se ducă la discotecă cu prietenii ei. Nu va mai putea să meargă la cinematograf la un film. Va sta toată ziua numai cu Biblia în casă și va vorbi tot timpul de Iisus. Of, of, of! Ce-o fi fost în capul la fata asta când s-o fi dus la pocăiți și s-o pocăit? Auzi, dragă, tu ești de vină că nu te-ai ocupat de fată așa cum ar fi trebuit să te ocupi. Ai stat tot timpul plecată, ți-ai căutat de lucru în altă parte și n-ai stat alături de ea ca să vezi care este problema sa. Tu ești de vină, tu ești de vină că fata s-a dus cu rătăciții. Ce ai spus, măi, omule? Eu sunt de vină? Dar cum să fiu eu de vină? Tu ești de vină, că nu te-ai ocupat de ea. Ai fost tot plecat și tu de acasă. Te-ai dus cu vecinii tot mereu la cârciumă. Numai la cârciumă, numai la cârciumă. Și nu te-ai ocupat de fata noastră. Tu ești de vină. Tu ești de vină, nu eu. Ai înțeles? Da, probabil că amândoi suntem de vină. Auzi, măi, omule, de când fata asta s-a pocăit, s-a schimbat ceva la ea? Are o altă trăire? Ce s-a întâmplat cu ea, dacă tot zici că s-a pocăit? Draga mea, draga mea, de când fata noastră s-a pocăit, cu adevărat s-a schimbat ceva în viața ei. Mă respectă mai mult, mă iubește mai mult.
Fata noastră nu mai minte, fata noastră nu mai înjură, fata noastră nu mai vorbește porcos, nu mai fumează, fata noastră vorbește așa de dulce, așa de frumos, mă ajută la treburile prin casă, fata noastră de când s-a dus cu pocăiții are o viață nouă. Ea zice că Iisus i-a schimbat viața, ea zice că se pregătește pentru cer, ea zice că vrea să-L slujească cu toată viața ei pe Dumnezeu. Într-adevăr, s-a schimbat în bine, nu mai e fata care era înainte, răutăcioasă, neascultătoare, obraznică, îngânfată, e o fată cu minte acum. Auzi, măi omule, dacă zici că s-a schimbat în bine, atunci nu este rău, măi omule. Dacă zici că fata noastră te respectă mai mult, dacă zici că nu mai minte, nu mai înjură, păi înseamnă că Iisus acesta despre care ea vorbește i-a schimbat viața. Auzi, mă, ar trebui să ne pocăim și noi, mă, că noi suntem tare păcătoși, măi omule. Ar trebui să o urmăm și noi. Ce zici? Să ne pocăim și noi? Să ne pocăim? Ha, ha, ha. Dar ce zice lumea din sat dacă aude că ne-am stricat de cap, că ne-am pocăit? Ce o să zică preotul dacă aude că ne-am pocăit? Să zică lumea ce-o vrea. Nu ne interesează ce-o spune ea. Noi să-L urmăm pe Iisus, să fim și cu fata noastră. Hai să mergem înapoi și să citim în Biblie. Dragul meu, ai dreptate. Așa facem. Hai să citim în Biblie, să vedem ce zice Biblia. Trebuie să ne pocăim sau nu trebuie să ne pocăim?